un pic despre ce s-a mai discutat pe seama meciului România-Danemarca. Am Gazeta Sporturilor de astăzi, 28 martie, în mână. Mai scump, dar mai slab, iată și la cameră, e vorba de Christoph Daum, comparat selecționezul actual cu Victor Pițurcă. Da, e o comparație care nu înțeleg însă de ce l-aduce pe Pițurcă în prim plan. Daum câștigă cu 120.000 de euro pe an mai mult decât fostul selecționez, dar a adus jumătate din punctele acestuia. Pițurcă a antrenat Naționala României în 3 mandate. Da? E destul. Deci e firesc ca Daum să câștige mai mult decât Pițurcă, pentru că altfel n-ar fi venit un antrenor totuși cu un anumit nume, de un anumit nivel, și în primul rând un antrenor străin în fotbalul românesc, ceea ce nu s-a mai întâmplat din anii 50. Pentru a sparge buboiul și a începe o nouă eră, că la concluzia asta au ajuns atunci federalii, era nevoie de o astfel de schimbare, adică să nu aducem un antrenor intern, tocmai pentru că știam cu ce se mănâncă, știam care sunt metehnele lui, care stilul de pregătire. Am dat kicks în general în ultima perioadă cu toți antrenorii români și atunci s-a mers pe această idee, plus că era președinte nou la federație, nu este nimic de criticat aici. Dacă, de exemplu, ne-am fi pârlit pe mâna unui antrenor român, am fi spus păcat că n-am încercat să aducem un antrenor străin, fotbalul românesc avea nevoie de un nou moment zero, trebuia să vină cineva să ne scurcircuiteze, să ne restarteze. Deci asta nu este o greșeală. Nu este greșeala federației că s-a gândit la un antrenor străin. Ama, sigur că nu puteam să aducem pe oricine. Nu oricine ar fi fost dispus să vină să antreneze o națională fără un viitor cert. Fără un mare punctaj de, sau un mare capital de încredere în momentul în care a fost preluată de Daum. Nu cred că toți străinii erau disponibili să vină să antreneze în România. În condițiile astea, banul nu este problema principală. E clar că trebuie să dai mulți bani dacă vrei să aduci un antrenor de calitate, însă asta nu îți asigură rezultate. Ori nu mă îndoiesc că și la noi s-a pus această problemă. Noi încercăm cu un străin, este un risc, deja pentru că este un străin și ai noștri nu sunt obișnuiți să lucreze așa. În al doilea rând, nu știm dacă va avea rezultate, pentru că nu are efectivul capabil să... Dar toate astea trebuiau făcute. Dacă nu s-ar fi făcut acum, s-ar fi făcut mai târziu. Da? Nu putem să luăm, Dane, în calcul nici mandatul lui Mircea Sandu neapărat. De ce Mircea Sandu n-a adus antrenori străini? Da? De ce a continuat până la capăt cu antrenori români? Pentru că nu erau aceleași condiții. Spre deosebire de epoca lui Burleanu, Mircea Sandu a mai avut material. Naționala României este din ce în ce mai slabă, tocmai pe măsură ce n-au mai ieșit recoltele atât de bogate, pentru că fosta conducere n-a semănat nimic. Deci în timp, sigur, odată cu plecarea lui Mircea Sandu de la conducere, rămăsese doar deșertul în spatele lui, dar au fost ani în care, într-adevăr, exista o materie primă, exista o mână de lucru. Ea s-a stins. Și atunci, în momentul în care a fost chemat Daum, trebuia reconstruit, practic, de la zero. Da, să ne aducem aminte cum a plecat Pițurcă, pentru că nu-l mai voia nimeni, efectiv. Era un antrenor aflat în disgrație, un selecționer aflat în disgrație. Sigur. Și să ne gândim la faptul că avem nevoie, nu doar la echipa națională, dar vorbim de echipa națională acum, de o strategie clară. Ok, aducem pe cineva, dar pentru ce l-aducem? L-aducem pentru campania asta, l-aducem și pentru campania următoare, l-aducem pe termen lung. Și mi-aduc aminte de Marc Vote, antrenorul care a venit la un moment dat la Craiova. A stat un pic la Craiova, a plecat cum se pleacă din fotbalul românesc cu coada între picioare și s-a dus în Scoția. În Scoția a fost numit șef al tuturor centrelor de copii și juniori. El practic a avut un program pe care l-a condus de dezvoltarea fotbalului scoțian s-a ocupat de absolut tot ce înseamnă fotbalul copii și juniori. Da? Așadar, un om care a fost în fotbal românesc, n-a fost bun la noi, a stat doar câteva luni, a plecat în altă parte unde i s-a dat o misiune extrem de consistentă.
Da, am văzut reacțiile celor care urmăresc cu asiduitate națională. Cornel Dinu, de exemplu, calcă în picioare pe Christoph Daum. O ia și razna, făcându-l securist pe Răzvan Burleanu. O națiune de securiști, eu cred că să fi fost dinamovist pe timpuri, înseamnă că erai printre cei din tâi. Deci, noi n-am uitat faptul că Dinu a jucat la Dinamo, a antrenat pe Dinamo, este emblema lui Dinamo. Să vorbești, să-l faci pe altul securist din postura asta, nu știu dacă e chiar fair play. Și nu are nicio importanță, chiar dacă ar fi securist, încă o dată, să nu mai revenim asupra acestor puncte. Răzvan Burleanu trebuia să vină la conducerea FRF. Din cei care candidau atunci, era singura soluție. Giga Popescu a fost arestat în preziua alegerilor, dar el nu era o soluție, întrucât Popescu nu se pricepe. Da, el avea și deficitul ăsta că era în aceeași gașcă cu putregaiul fotbalului românesc, frații Becali și așa mai departe. Era subiectiv, era influențabil, n-ar fi fost o soluție. Da, Gică Popescu nu se pricepe la așa ceva. În ciuda faptului că nouă ni s-a spus că el era un mare om de afaceri, era pe dracu. A intrat la pușcărie din niște prostii pe care dacă era deștept ar fi putut să le evite. Da, nu era cazul. Asta cu Hagi, care se tot flutură peste tot, hai să fim serioși. Hagi a fost la echipa națională, n-a făcut nimic. Într-o epocă în care avea material. Ce să facă Hagi cu jucătorii ăștia? Ăștia nu sunt jucătorii viitorului, sunt chiar mai rău decât atât. Da? Nu sunt jucători la început de drum. Ca să reușești tu să-i pui pe ăștia pe teren și într-adevăr să aibă o contribuție, e drum lung. Eu nu zic că nu l-ar asculta pe Hagi al de Kipciu, nu l-ar considera un idol. Dar de aici și până la a face ceva pe teren e distanță mare.